numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, duminica a 8-a de după Ierusalim vine cu un mesaj foarte profund către fiecare dintre noi, vorbind despre înmulțirea celor 5 pâini și a celor 2 pești care Hristos le-a săvârșit în Galileea. Iată, Evanghelia de astăzi spune următoarele. În vremea aceea, Iisus a văzut mulțime de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și i-au zis, locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci Iisus a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat. Și au strâns rămășițe de fărâmituri 12 coșuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe cerul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor. Este foarte important remarcat în Sfânta Scriptură despre faptul că au venit la Hristos mulțime de oameni ca să asculte cuvântul lui. Vreau să accentuez că nu cu mult timp înainte de aceasta Hristos a vindecat 2 orbi și un mut, iar înainte de aceasta s-au săvârșit foarte multe minuni prin care poporul a crezut în Hristos și au dorit să asculte cuvântul lui plin de folos duhovnicesc. Au venit în locul unde Hristos a hotărât să se retragă împreună cu ucenicii săi pentru puțină odihnă. Undeva în Galileea, în cealaltă parte a lacului Tiberiadei. Dar iată, văzând Hristos mulțimea și venind setoasă pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură accentuează și spune că Hristos le-a vorbit încă de dimineață, dar totodată le-a vindecat neputințele din popor, vindecând pe bolnavi, tămăduind pe cei care au nevoie de aceasta. Spre seară se apropie de Hristos ucenicii și spune, Doamne, este deja târziu, ei sunt flămânzi toată ziua, stând aici, slobozește ca să meargă și să-și cumpere ceva de mâncare prin localitățile din împrejurime. Hristos spune, nu trebuie să plece. Dați-le voi să mănânce. Nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești, au accentuat ei. Și iată, aducându-le la Hristos, Hristos le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a poruncit lor ca să meargă și să le transmită celor care erau de față. Evanghelia de astăzi accentuează că de față erau peste 5.000 de bărbați în afară de soțiile și copiii lor. Adică, dacă constatăm, erau peste 10.000 de oameni, fiindcă poporul evreu aveau și mulți copii, dar și majoritatea erau împreună cu familiile. Vreau să accentuez faptul că Hristos i-a spune, nu trebuie să plece, dați-le voi să mănânce. Fiindcă ucenicii au primit de la Hristos puterea de a săvârși aceste minuni, așa cum și Hristos a mulțit pâinele, puteau și ei să le mulțească dacă se rugau și credeau că pot face aceasta. Iată, după o zi întreagă, poporul a primit de la Dumnezeu hrana sufletească. Ei nici nu simțeau că au flămânzit sau cumva că le este foame. Ci ucenicii din numele lor au spus, dați-le voie să mănânce că este deja seară și toată ziua a stat aici și se face noapte. Fiindcă cel care caută pe Dumnezeu se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, nu are nevoie și de hrana trupească. Dar Hristos, care a venit din dragoste față de oameni, dându-le hrana sufletească, se îngrijește și de cea trupească și le-a spus, aduceți-le aici la mine, după care le-a binecuvântat, a poruncit ca să fie împărțite oamenilor. Atât de multă mâncare s-a strâns și atât de multă s-a mulțit această pâine, încât s-au strâns 12 coșuri de fărâmături pline.
Prin aceasta, Scriptura ne arată mulțimea pâinilor care s-a împărțit credincioșilor și minunea care a fost săvârșită. Iată, după ce au mâncat, iarăși Evanghelia ne spune că ei s-au săturat și, fiți atenți, nu s-au îmbuibat, nu au mâncat peste măsură, dar au mâncat atâta pe cât era folositor și destul ca omul să se sature. Și prin aceasta, iarăși, ne îndeamnă Scriptura la un post adecvat, un post chipzuit, un post care folosește foarte mult, în primul rând, sufletului, dar și ne întărește trupul. Hristos le-a poruncit ucenicilor ca să meargă la casele lor, să meargă înainte, iar el să rămână și să dea drumul mulțimilor, fiindcă poporul era atât de dornic să asculte cuvântul lui Dumnezeu, încât nici nu vroiau să-L lase pe Hristos. Vroiau ca să petreacă cu El chiar și noaptea sau poate mult timp împreună. Iată, Hristos le-a vorbit și le vorbea despre cuvântul lui Dumnezeu, iar această poruncă am primit-o și noi, apostolii, dar și noi preoții de astăzi, ca la orice posibilitate care o avem să transmitem cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, să hrănim sufletele enoreașilor noștri cu cuvântul evanghelic, să le vorbim despre frumusețea Evangheliei, dar și despre Împărăția lui Dumnezeu care vrea să vină și fiecare dintre noi va trebui să ne întâlnim cu dreptul judecător, fie că primim viața cea veșnică, fie o sândă cea veșnică, conform faptelor. Iată, astăzi se vorbește despre pâine. Înmulțirea acestei pâini simbolizează trupul și sângele lui Hristos, Sfânta Împărtășanie, Euharistia. Și iată, convenim noi ca să ne împărtășim în bisericile satului nostru, la duhovnic, cu trupul și sângele lui Hristos, de fapt ne se oferă trupul întreg și Hristos spune, cel care va gusta din trupul meu și va bea din sângele meu, cu mine va fi în veci. Să nu uităm aceasta, să venim și să cerem ca regulat, în fiecare duminică, să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, la fiecare liturghie, să participăm și euharistic, să ne pregătim lăsându-ne de omul cel vechi, omul stricăcios, și să ne îmbrăcăm în omul nou, omul fără de păcate, omul duhovnicesc, să ne îmbrăcăm cu haina Hristos, cea care am primit-o la botez. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze pentru fapte frumoase.